Dan Șova a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul CET Govora, o decizie care a intervenit astăzi de la judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un amănunt în cazul acesta. Doamna Dascălu, judecătoarea care a cerut pensionarea, a fost și ea în complet, ca și în celălalt complet care i-a dat achitare lui Sebastian Ghiță. O judecătoare, mă rog, noi am comentat, am discutat despre acest subiect, a cerut pensionarea, iar mai multe dosare, dosarul lui Dragnea, lui Tărician, lui Oprea, au luat de la început, pentru că doamna s-a pensionat și a ieșit din unele dosare, iar în altele, iată că dă și decizii în prima instanță. Haideți să vedem povestea cu Dan Șova, ce s-a întâmplat, de ce, ce probe, pentru că, spre deosebire de Sebastian Ghiță, aici se pare că au fost probe suficiente încât să-i determine pe judecători să-l trimită la închisoare 3 ani. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime. Nici mirul nu mai e ce a fost. Cel puțin în cazul fostului ministru al infrastructurii și marilor proiecte, Dan Șova. Procurorii au cerut condamnarea lui Dan Șova la închisoare cu executare pentru trafic de influență, confiscarea sumei de 100.000 de euro și menținerea sechestrului în dosarul CET Govora. Sunt foarte afectat de această cerere a lor și este normal să fie așa. Și am să vă spun și de ce. În primul rând că faptele care mă vizează în acest dosar nu au legătură cu activitatea mea politică. Au legătură cu activitatea mea de avocat dinainte să mă fi cunoscut cineva ca politician. Dan Șova a fost trimis în judecată în luna ianuarie în dosarul CET Govora, în care este acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între CET Govora și o firmă de avocatură. Alături de Șova a fost judecat și fostul director general al CET Govora, Mihai Bălan, pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, Bălan a încheiat 2 contracte de consultanță cu o firmă de avocatură, iar în perioadele ianuarie-octombrie 2012 și respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat din partea CET Govora plățile efectuate în baza celor 2 documente cu încălcarea prevederilor legale și a normelor interne de funcționare a societății respective. DNA mai susține că aceste contracte nu erau justificate pentru că atunci CET Govora avea un departament juridic în care își desfășurau activitatea 6 juriști, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistență din partea vreunei societăți de avocați. Andrei Bădin, domnul Dan Șova, ieșit așa pe ușa din dos, din politică, și acum se mai păi zice și pe ușa din dos, să ne amintim scena cu Miru și cu nu ce, pe chestia cu Miru, domnul Dragnea, prietenul doamnei Vasi, i-a dat voie să-l aresteze, să-l rețină și să-l aresteze. Deci e unul din puținii pesediști dați pe mâna poliției, miliției, de către domnul Dragnea. Care acum s-a răzgândit. Acum spune că o să respingă acele cereri venite de la Direcția Națională Anticorupție. Păi da, pe ăsta l-a dat. Chiar că ăsta spunea domnul Ponta că era certat cu Dragnea, că nu i-a dat Belina. Că din nou transmiteți mesaje greșite. Domnul Ponta, citeți din clasici. A fost o procedură parlamentară. Da, domnule, transparentă. Eu făceam așa o glumă și o paralelă. A fost un domn care a fost acordat, domnule, nu domnul Dragnea a decis. Omul nu, l-am criticat de-a lungul timpului, că a bătut de multe ori câmpii, mare o fază de recurs, acum a stat la, cât a stat, 4 luni a stat la închisoare, a stat 3 luni în arest la domiciliu, dacă îi dă 3 ani, e o treime, mai spune că îl doare și nimioara, cred că mai stă o săptămână și iese. Deci nu ar fi o mare catastrofă pentru dânsul să... Da, nu e definitivă, s-ar putea da, să dacă fie... Nu menține cu s-ar putea aia, să apară o achitare, că am mai văzut posibil, și genul ăsta. Posibil, orice. Ca decizie definitivă. Spune Curtea Constituțională că, în prezent, de vreme nu avem un text legal în acord cu decizia Curții Constituționale, nu avem un fundament legal pentru condamnare. Dacă se discută de infracțiunea de abuz în serviciu, dacă se discută de evaziune, atunci, într-adevăr, avem o problemă. Aici? Nu-i cunoaștem dosarul, am încredere că în apel soluția va niște trafic de influență. Trafic de influență a făcut și a luat... A încheiat niște contracte în perioada 2011-2014, lua câte 5.000 de euro pe lună de la o denunțătoare, în schimbul intervenției sale pentru încheierea unui contract de asistență juridică cu Casa de Avocatură a denunțătoarei, iar în total, deci a primit în tranșe din astea de 5.000 de euro, 100.000, pe care trebuie să-i dea înapoi acum. Să presteze. Dacă nu, să ducă acasă. Nu știu.
Domnul Dan Șova, care a fost ministru transporturilor, a fost ministru marilor proiecte. Ce spunea el prin 2014? Că va dormi pe autostrada Comarni Brașov până va fi gata acolo, îl găsim adormit și acum, pe autostradă. Doamna Turcan. E o fază a justiției. Nu știu cum se face că unii politicieni tineri, și domnul Șova este un astfel de exemplu, odată ce ajung pe funcție, devin mai importanți decât șefii de partid, decât țara însăși. Aduceți-vă aminte ce aroganță avea. N-a fost suficient Ministerul Transporturilor. A vrut Ministerul Marilor Proiecte. Deci, Dar ce mari proiecte a lăsat domnul Șova în urmă? Evident că niciun. Și mai aduce cineva aminte? Am văzut nenumărate cazuri de oameni tine care se pierd pe drum, efectiv, cu aroganță, cu comportamente inadecvate și așa mai departe. Dar vreau să mai zic un lucru. Cred că e cel puțin o persoană în PSD care se bucură foarte tare. Dragnea. Domnul Dragnea. Din afirmații speculative. De ce spuneți asta? Păi că el i-a dat voie atunci, l-a dat... Este o evaluare personală. Și uitați cum este istoria asta. Nu cred că trebuie să te bucuri pentru rău altuia. Dar ce se poate spune și pentru dumneavoastră, că nu este corect să apreciați problemele penale ale altora, este corect mai puțin să verific. Spun ce vreau, câtă vreme încă este o țară liberă. Așa. După ce PSD o să interzică televiziunile, dreptul la liberă exprimare, presa și așa mai departe, o să emitem din străinătate, o să facem de pe insula Belina pe care... De la Belgrad, așa... Europa liberă. Da. România Liberă. Radio România Liberă emite de la Belgrad. Da. Ne dai și noi cu părerea. Doamna Hilde. Și cu ghiț acționat. Nu și-a făcut efectul Miru. Da. O concluzie. Să nu fie speculativ. Vreau să vorbim în continuare și despre fiecare, pica domnului Daia. Da, până la urmă fiecare condamnare a unui demnitar nu este bine pentru nimeni. Da, trebuie făcut și justiția trebuie să se facă, dar aruncă o lumină precum profund proastă asupra ceea ce înseamnă guvernare. Și eu doar îmi doresc că o să ajungem să avem cândva o guvernare care totuși se face auzit prin profesionalism, prin proiecte care le desprinde. Cu siguranță nu se poate face nimic de azi pe mâine, complet diferit, dar totuși să nu fim în emisiuni discutând ca astăzi, de exemplu, patru cazuri în justiție a oamenilor care au făcut într-o formă sau altă parte din guverne. Este trist. Da, este foarte trist, dar așa... Stați că vine și recursul domnului Orban. Haideți să vorbim, suntem pe